și felicitări pentru locul 2 și locul 3. Cum v-ați simțit la concursul? A fost mare. 7 din 7. Ce așteptări ai de la finală, marea finală? Vei putea merge, nu vei putea merge? Mihaița, cum ți s-a părut concursul? Mi s-a părut destul de greu. Adversarii au fost buni și am multe emoții. Și acum cred că ai în continuare emoții. Da. Ai locul 3. Dacă locul 2 rămâne, ai putea să mergi, să reprezinți țara și clubul la cantonament? N-aș putea. N-ai putea. Care este motivul principal, băieți, pentru care nu puteți? Școala, școala. Bineînțeles că dacă ar fi după voi și n-ați avea școală. Trebuie spus că sunt clasa 5-a și nu am acea vacanță intersemestrială de o săptămână când se organizează acest cantonament. Cantonament organizat de Federația Română de Șah și plătit de Federația Română de Șah. Ce planuri de viitor aveți? În primul rând ar trebui să vă prezentați la ce club sunteți, da, Rareș? Mai tare, mai tare. Campion național la categoria de 12 ani, băieți. Mihaița? Eu aș dori să mai rămân puțin prieteni, să ajungem la 1600 și eventual să mai câștigi niște turnee. Niște turnee. Bun. Ce să vă mai întreb atunci de școală? La cine, la ce școală sunteți amândoi, Rareș? La liceu? La liceu Mihai Eminescu și tu, Mihai? Tot, zic, Colegiul Național? Colegiul Național Iași. Trebuie precizat că Plugariu Rareș și Mihaița Rogojină, Mihai Rogojină, fac parte din clubul ACS Filidor, club licențiat la Federația Română de Șah. Și ce ar mai putea fi de spus despre ei? Sunt mulți alți copii aici și care n-au fost aici, mai mari sau mai mici ca vârstă, care fac parte din clubul nostru și care oricând poate să se bată cu primele 10 locuri ale țării. Avem copii care datorită valorii, dar și datorită timpului și poate chiar a părții financiare, a banilor, nu poate să ia parte la competiții puternice, cum ar fi europene sau mondiale. Altceva ce să spun, mulțumim postului TV Apolonia, mulțumim domnului George Marici că a avut amabilitatea să ne ia un interviu la cal și când are timp, îl invităm la noi la club să vină să facă un reportaj de anvergură. Mulțumim frumos!